Din nou în direct, doamnelor și domnilor, avem noi informații șocante despre Alexandru Ivan, băiatul român de 14 ani, care a fost împușcat la marginea Romei acum câteva zile. Tatălui Vitreg, persoana care l-a pus pe copil în calea pericolului, a vorbit pentru prima dată cu presa italiană și a explicat ce s-a întâmplat. Bărbatul a spus că și el și Alexandru au căzut într-o ambuscadă. În paralel, poliția italiană a arestat un al doilea suspect pentru uciderea lui Alexandru Ivan. Toate detaliile le are Adela Mohanu, colega noastră, corespondent Digi24 în Italia. Adela, te ascultăm, bună ziua! Bun găsit! Tatăl Vitreg al băiatului a recunoscut că mai întâi a avut loc o altercație la barul din apropiere, după care s-a întors acasă și a avut loc un schimb de mesaje între el și un văr al celui cu care s-ar fi luat la bătaie la acest bar. Și-au dat întâlnire în parcarea unei stații de metro din apropiere, iar la această întâlnire, pentru o reglare de conturi, l-ar fi luat și pe băiatul de 14 ani, dar și pe mama sa, pe sora sa și alți doi bărbați din familie. El spune că acolo în parcare se aștepta doar să vorbească cu membrii celeilalte familii și să pună la cale, să spunem, o împăcare. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat. El susține că în parcare au avut surpriza să întâlnească niște mașini în fugă, din care au început să se tragă focuri de armă. A spus că băiatul era chiar lângă el, a fost împușcat, l-a văzut în timp ce cădea, l-a luat în brațe, dar din păcate nu l-a mai putut salva. Spune că regretă că l-a luat împreună cu el și că regretă chiar și că s-a dus acolo în parcarea respectivă, că a dat curs acestei invitații. Poliția, într-adevăr, l-a reținut și pe al doilea suspect, este vorba tocmai despre cel cu care s-ar fi luat la bătaie tatăl Vitreg al băiatului la barul din apropiere. Acesta se pare că ar fi încercat să fugă din țară, era undeva la peste 500 de kilometri de Roma, în apropiere de Treviso, se ascundea în casa unei mătuși.